Ia uitați, oameni buni, ce uger are. Deci asta e înainte să fete, așa se face ugerul, nu? Da. Poate, uitați, deci ia, când viara pe lângă ea, când vârte pe lângă ea, e pătat. Și acum ia... Ia să duce la locuie, unde a stat la Și acum mai are din țări și fată, hă? Da, cum să fete? Și acum așa nu aia. Nu văd dacă nu e dilatat, am de aia de dilatare. Îi fac să se dilate singură aia până nu o trag cu o chinui sau ceva. Ca până se dilată, ia și... E nevoie să o ajut să trag mielul, că e mielul mare și aia să nu se chinuie. Trag, dacă nu... Da. Aia breaza, cu atunci roșie, mi-e fata acum așa că s-a montat numai cu... A, breaza aia? Asta mi-e dragă ea. Dragă ea, dragă ea. Da. Puneam prelețe așa, după aia deam drumul la câini și mă duceam cu bățul și acolo îi puneam să tragă de aia. Dădeam cu bățul așa într-aia, mamă, purea că îi întrăgea de ea și aia. Doamne, era un drag, urcam malurile astea noaptea cu lanterna, urcam cu ei, toa, alergam. Mai sunt unii cu grajd aici după asta, aveau o grămadă de câini ăștia, de puteștea, de jugele de alea. Mă urceam până la grajd, acolo mă urceam cu câinile, deam drumul, alergam pe alu' ăia. Era, da, era tânăr, mai. Și acum mi-e drag, nu zic că nu mai e, dar acum așa, nu prea mai am timp acum, că până nu mi-l aranjez, că mi-l aranjea și mi-l pune la cap, nu mai am treabă atunci, da. Le dau drumul să ia, că doamne, eu smur să le dau. Când plecam cu oile, mai legam, că nu puteam să iau pe tăscă. Mai ne găseam, nu puteam să mai stăm de vorbă unii cu alții când ne găseam cu oile acolo. Nu puteam să iau, ce erau lălăi de câini acolo și aia, și ăștia mie nu se dau înapoi, nu se le dau înapoi la agă. Oameni buni, oaia pe care ați văzut-o mai devreme, că trebuia să fete, cred că a fătat, din câte mi-a zis Daniel. A, da, a fătat. Vedem acum. Deci, fătat acum câteva, 2-3 minute, cred că s-a întâmplat. Nici nu vrem să o deranjăm. Ia uitați, oameni buni, ce... Ia linge mielul acum. O mieluță, asta știu că va rămâne aici în continuare. E mieluță, nu? Da, da. Da, uite cordonul umbilical acolo. Da, urechile, văd că le are lungi. Da, da, da. O linge în 3-4 minute se ridică sus, asta mai are o. Cam așa durează, câteva minute și se ridică. Da, da, dacă l-a lins frumos și l-ai dat odată să sugă, l-ai dat să sugă, după aia nu mai are. Și mai are unul de fătată. Trebuie să-l fetești până. Seara să mă duc când se ies în sat și nu văd pantaloni, iar toate alea și zic să mă duc. Tot așa simt eu, nu contează. El a spus și la aia, mai fac live pe TikTok. Bă, eu și la femei și la aia, eu cum mă duc la femei așa, mă duc și la animale. La mine nu contează, adică m-am îmbrăcat frumos. La mine e o problemă, nu poate să fete oaie ceva, așa mă duc. Nu mai simt cum stai să mă schimb sau să aia. Și zic să mă duc un pic, cu între oi, să văd până să plec. Fac una, văd să chinuia să fete acolo. Când zic aia, mai are unul. Când mă uit la vacuna, fac mai are unul. Nu mai capul, picioarele nu iau. Bag mâna frumos, împing capul înapoi, bag mâna, îi scot un picior, nu-i găseam un picior. M-am chinuit, ușor i-am băgat, l-am împins de cap așa până i-am scos și cu piciorul ăla și am scos așa încet. Dar uita mai mir. Ce era doar? Ia uite mă, ce grijulie e. Linge acolo. Și mai este o problemă cu oile astea. Oile astea au lapte mult. Dacă nu tragi de ele să le mulci, se strică așa. De ea se întâmplă să strică oaia.
Da. Nu tragi de ea să o mulci. Și acum l-a plecat. Ai lăsat-o, cum sunt miurile alea cu ugeri mari, îl bag-o acolo și l-a scos-o de mielul. Mielul nasubt-o ea deja a făcut până de ea, s-a stricat. Degeaba, ierzi. Ce mai faci că e într-o zi? Fata 2000 nu-i duce într-o zi. Că nu, cât ar fi ea de bună, rar oaie să ducă 2000 într-o zi. Hai, Nico, te joci și facă ceva. Hai, te joci. Și acum trebuie să mai fete. Așteaptă să mai fete încă unul. Unu, doi, cine știe cât ce-o mai avea. Faci pozul cu aia? O tâță are, mă, Ioan. Mă, ia pe ei, o bagă înăuntru. Și acum o ajuți, a? Ăla aia ce? Are oameni. Eu nu știu, mă, ce e. Totul aia a avut șapte. Elul că stă mult în oaie, trebuie ridicat în sus și să nu înghită lichid, iar înghite un lichid el. Să-i se scurgă, că dacă lichidul ăla se duce la pământ, elul deja are probleme. Aha. Și de aici. Uitați cum dă lichidul ăla, ați văzut? Îl dă afară. Da. Dacă îl lași cu lichidul ăla în el, el prinde un hrăit de la lichidul ăsta și cu aia. Și posibil să mai aibă unul? No. E, nu. Da, aia cum a făcut a trei. Ha? Nu mai are. Nu mai are, nu? Nu mai are, să l-a dus. Și ăștia asta care-i scusită și nu duce. Noi acum urmărim oaie în față. Vedem una mioară de aia care are ugerul mare. I-am luat unul de ăsta imediat când a fătat aia acolo, i-l-am băgat pe la, i-l-am dat pe la cur, i-l-am murdărit un pic și l-am băgat lui aia. Și iar miroase l-a luat și i-am băgat lui. Ca să nu ne chinuim să le dăm un cu biberon. Foarte interesant. Și acum ăla începe să miște după... Ăla o să ridice, ia să le vedeți. Ăsta acum mișcă, ăsta n-am. Ăsta respiră și el, da, da, da. E ok. Ăsta se dă să ridice, ia să vedeți. Asta e, deci mie ăștia s-au ridicat la fel ca la turcană, ai văzut, îl fată în zăpadă, la linz s-a ridicat. Așa sușește, deci la linz, l-ai dat să sufle, s-a se ridică, nu-i prins un moment că se filma și doi miele zici. Da, un moment inedit, am mai prins eu la o turcană odată, dar la Sârbească, la Cap Negru de Telorman, n-am mai ei. Cum a zis de când a trebuit pe fată, că a văzut când era pe lângă ea, zic așa. Și acum ea linge toată placenta aia, nu? Da, da, da. Da. Și ăsta tot cât a urechile aia. Și ăla cu urechi frumoase, da? Lungi. Dar ei acum deja au, după câteva minute, deja au văzul... Da, ei văd, eu cum se ridică, dacă îl dau să sugă, dacă îl dau să sugă, diseară nu mai prind. Aleargă, oia se fuge, nu mai stă să aia, el deja dacă are lux aia, el se joacă să aia, nu? Ai văzut că la pisici la, le dau ochii mai, da, mai încolo, la ăștia instant. El e ciobanul aici și vei, ciobanul, el e de mult aici. Câți ani e aici? Să trăiți! Nu v-am salutat până acum, eram prins de acțiunea asta. 13 ani are aici, angajat cu carte de muncă, în regulă, tot, nu... Mulți înainte, multă sănătate vă doresc. El mi-am amărât toată vara, cu oile pe câmp, amândoi, dar... Îl luam după mine, săracul, mergeam 8-9 km.
oile zi de zi. Ne duceam, ne întorceam. 12-13 linii de loc, așa le luam și se scrie cu oile. Da, hai să-i bage înăuntru, domnilor. E frig, da, e păcat de ei. Și acum îi bagă într-o boxă din aia? Da, da, du-i direct în boxă. Așa. În boxa specială unde... Și aici au căldură, mai, da, mult mai mare ca afară. E cald, au paie mai multe. E boxa special amenajată pentru așa ceva. Bun, frumos. Astea boxele rămân așa mereu. Ce se întăresc, astea, de exemplu, mâine, poimâine, le scot, le bag. Când am țarc, o să le mai fac un țarc pentru astea cu doi aici. Sau întările, dau un țarc să rămân boxele astea, să le am mereu pentru alea care fac. Da, da. Nu mai stai, bă, că a pătat, nu te caută, adu garduri, fă box, să stai. Mai am grătarul ăla, o să fac și la ăla iar tot așa boxul de ăla. A fost foarte interesantă de văzut fătarea asta, da, fătă, da, în direct, ca să zic așa, și cum ai ajutat oaia. Mai sunt. Adică pentru cei care nu știu, o să vadă acum cum se întâmplă. Și întotdeauna se scoate cu picioarele și capul... Da, mai îți vin cu spatele. Cel mai greu să scoate era cu spatele. Când îți vine cu spatele și nu știi, ia, vezi că scoate picioarele, pa, nu știi ce e. Toată astea are țâta groasă, și țâta de aseară nu e simulată și nu prinde de atacă să vede. Noi zi de zi, astea care sunt crude, oaia se prinde de piciorul ăsta când o pui, pentru că astea stoile grele și dacă ai prins-o ai ocazie să o dezghinzi în piciorul. Aha. Uitați aici, ăștia nu pot să prindă țâța. A, și trebuie ajutați. De 2-3 ori pe zi. Ia uitați, vedeți? Are oaia țâța groasă, el nu poate să prindă. Deci, acum asta e munca la noi. Mai aia, că trebuie să stai să le iei pătate la mână. Nu a fost nebuna mâncare și de asta. Dacă n-ai ciopan bun aici să-ți facă meseria asta, n-ai vii. Pentru că ăsta, dacă l-ai lăsat o zi, două, așa, s-a încărligat și a murit. Nu mai faci tu mie pe ăsta, dacă nu poate să prindeți ăsta sub. Noi, acum credeți că au ajuns așa? Sau, nu tot așa? Toate așa se vin toate. Haideu. Nu-i ca românească noastră, are țâțile mici, o prinde mielul repede și aia. Dar asta e singură problemă. Deci asta e la sârbească, mai, țâța mai groasă. Țâța mare, țâța groasă. Lapte mult, dar nu răzbește mielul să sugă, mai aduci altul care l-ai mai prost, îl dai să sugă. Am înțeles, de trebuie ajutor. Da. Dar nu vreau ăsta, atunci deasupra, ăsta e mai flământ, ăsta zi, ăla tata, Dă-l și pe ăla, lasă că-i vine. Și mai e, asta, de exemplu, pe astea le-am mult mai târziu, până mai târziu, le vin lapte mai greu. În 2-3 zile și le vin la lapte. Aha. Hai. Ce să fac dacă asta oare? Și ia de unul de la să-l dau la asta, că asta are lapte mult. Ei, mai luăm de la una la alta, n-are aia, are asta, luăm, la ducem, la plecăm, o ducem la lume, ca să... Da. E chestia de orientare. Dăm,
Dă-le pe ăla, dă-l la mine. Ăștia au luat, bă, 8 kg și ceva așa, 5. Că a spus cineva că cică n-are cum să aibă mirul 8 kg. Îl am și pe TikTok filmat, o să vă trimis filmarea pe WhatsApp. Da. Vedeți pe cântară, pus. Lapte de 2, fac, iau unul. Când mi-a făcut una cu uger ca lumea, i l-am băgat și l-a scos. Țăța groasă. Și Alanda și n-a vrut să stupă. Gata, bă, da? Aurel, boți de boți, ce faci? Avem și un vițel acolo. Da? Am înțeles. Crește un pulacul.